Hello! În sfârșit, în sfârșit, mă apuc și eu de acest Advent of Code. Deja, uite că aproape apare și ziua a treia. Am tot zis că mă apuc din ziua întâi, dar treabă, treabă, multă treabă. Și hai să ne apucăm să vedem ce este pe aici. Nu mai fac nicio introducere acum, oricum nu știu ce va ieși, nu știu dacă o să postez videoul ăsta sau nu. Așa că am zis totul să-l înregistrez și dacă consider că este ceva interesant, educativ sau măcar distractiv, o să postez. Hai să vedem ce iese. Eu nu știu exact cum sunt chestiile astea de pe aici, doar m-am uitat acum ceva vreme, mi-a recomandat cineva Advent of Code și m-am uitat pe, cred că primele zile din, nu știu, ziua 1-2 din 2020 și mi-am cam făcut o idee. Deci sunt probleme logice, par interesante, sunt spuse așa cu o poveste, bănuiesc că complexitatea lor va crește, e posibil ca deja de la cine știe ce zi încolo să nu mai reușesc să fac față. Mă aștept la orice. Hai să vedem despre ce sunt aceste probleme. În premieră mă uit și eu pe problema 1, day 1. Iată, încep pe 1 decembrie și se pare că până de Crăciun în fiecare zi apare o nouă problemă. Hai să ne uităm aici la ziua 1. Cum arată problema și să vedem dacă reușim să o rezolvăm. Ziua 1. Eu vorbesc tot la plural, așa m-am obișnuit cu live-urile în care aveam pe cineva lângă mine. Acum sunt chiar singur, singurel aici. Deci nu transmit live, înregistrez, așa, scuze, dintr-un foc. Nici nu-mi place să editez, deci ori înregistrez și e ceva interesant, ori asta este. Măcar să mă distrez. Ziua 1, sonar sweep. Deci o căutare cu sonarul. Îți vezi de treaba ta pe o navă pe mare când alarma de overboard pornește. Te grăbești să vezi dacă poți ajuta. Se pare că unul dintre elfi tripped and deci a căzut. Send the sly keys flying into the ocean. Deci ce? I-au scăpat cheile de la Sunny în ocean? Ok. Before you know it, you're inside the submarine. Deci ajungi într-un submarin pe care elfii îl au gata, pregătit pentru situații de acest gen. E acoperit în lumini de Crăciun, pentru că e Crăciunul. And it even has an experimental antenna. Și are și o antenă experimentală care ar trebui să fie capabile să ia urma cheilor, cum să le monitorizeze, nu știu, poziția, dacă poți să-i mărești semnalul, puterea semnalului suficient de mult. Există un mic metru, un mic indicator ce indică semnalul, puterea semnalului antenei, afișând ceva între 0 și 50 de stele. Instinctele îți spun că pentru a putea salva Crăciunul va trebui să primești toate cele 50 de stele până pe 25 decembrie. Ok, deci se pare că în fiecare zi zice, colectează stele prin rezolvarea puzzle-urilor. Două puzzle-uri vor fi disponibile în fiecare zi. Al doilea puzzle este deblocat când îl termin pe primul. Fiecare puzzle îți dă o stea. Succes! Deci sunt 25 de zile, câte 2 stele pe zi, deci la fiecare astfel de problemă. Pe măsură ce submarinul coboară sub suprafața oceanului, face în mod automat o măturare sonară, nu știu, verifică așa cu sonarul, of the nearby seafloor, deci nivelul mării, podeaua mării, nu știu cum să zic, pe un mic ecran, raportul Sonar Sweep, ok. On a small screen the Sonar Sweep Report. Deci raportul pe care îl dă apare. Inputul de la acest puzzle. Fiecare linie este o măsură a nivelului adâncimii. As the sweep looks further and further away from the submarine. Ok, să zicem că de exemplu ai următorul raport. 199, 200, 210 și așa mai departe. Acest raport indică faptul că scanând de la submarin înainte, sonarul a găsit adâncimi de 199, 200, 208, 210 și așa mai departe.
The first order of business is to figure out how quickly the debt. A, deci prima dată trebuie să afli cât de rapid se mărește adâncimea. Just so you know what you're dealing, ca să știi cu ce ai de-a face. You never know if the keys will get carried into deeper water. Nu știi dacă cumva cheile vor fi duse în apă mai adâncă de un curent oceanic sau de un pește sau ceva. Pentru a face asta, numără numărul de dăți în care o măsură de adâncime crește față de măsura anterioară. Nu există nicio măsură anterioară primeia. În exemplul anterior, măsurile sunt următoarele. Deci 29. Deci practic se face 200 minus 199 a crescut. 208 minus 200 a crescut. 210 minus 200. Deci practic trebuie să calculez derivata acestui semnal și să văd când este pozitivă, când este negativă. În acest exemplu sunt 7 măsurători care sunt mai mari decât cele anterioare. Câte am? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci măsor în câte puncte derivata semnalului ăsta este pozitivă. Ok. This example 7, how many measurements are larger than the previous measurement? Pentru a începe să ne luăm inputul. Get your puzzle input. Ăsta ar fi inputul nostru. Să luăm de aici control A. Cât de mare este? Bă, dar e cam mare. Ia uite cât e. Ia uite-l cât e. Copiem de aici și unde să-l punem noi într-un editor de text ca să vedem. De ce vorbesc la plural? What's my... Uite, aici când mă jucam cu ăstea, au rămas din 2020. Hai să vedem câte... 2000! 2000 de valori am. Bun, 2000 de valori. 2000 de valori. În ce aș putea să-l fac eu mai rapid acum ca să nu mă... Da, n-are sens să fac rapid. De ce să mă... Hai să fac online GDB. Ia, merge aici. C++ compiler. Nu știu de ce îmi place mie C++ să fac. Input. Inputul să-l pun sub formă de text. Enter input to program here. Băi, va ști să-l ia? 2000 de astea? O fi atât de deștept? Hai să vedem dacă, măcar dacă poate să îl ia. See out. AOC. Day 1. Ziua 1. Deci hai să zicem că am aici un de ăsta, un vector, dau numele standard, cât am 2000, că știu că am 2000, de aia, de ce să mă mai complic. Int i, for i 0, i mai mic ca 2000, i plus plus, si in, vdi, na, să citesc pe fiecare asta în parte. Shui, păi tot cu citirea asta odată, hai să fac și diferența, contorul, int, contor, nu c, c, atâta, ce mai, contor, da, c primește valoarea 0. Citesc ăsta și zic așa, dacă i mai i este egal cu 0, continue ca să evit partea asta. Și acum dacă vdi, ce am scris aici, vdi mai mare decât vdi minus 1, măresc și eu contorul ăsta, c plus plus. Și la final afișez, na, see out, c. N-am pus aici un end line, ceva, hai să spun așa, na, see out, c. Ok, ia, zi ce erori îmi dai, ce erori îmi dai, spune-mi, 1393, deci n-ai vrut să-mi dai nicio eroare, 1393. Păi ăsta o fi?
Dacă nu e 1000, cât am zis? 1393. 1393. Submit. Ia ce zice. That's the right answer. Am primit o steluță. Yay! Continuăm în partea a doua. Partea a doua. Considerând fiecare măsurătoare, deci să iei în calcul fiecare măsurătoare, nu este așa util cum te-ai așteptat. Există prea mult zgomot în date. În loc de asta, ia în considerare suma unei ferestre plimbătoare cu 3 măsuri, o fereastră de 3. Ok, și în exemplu de mai sus avem așa. A, AB, ABC, după care luăm BCD, ECD. Da, e arătat cam ciudat cum felul cum e ilustrat aici, dar am înțeles, ne plimbăm pe câte 3 odată. Da, de fapt voia să arate cred mai degrabă așa, n-am citit eu bine. A e prima fereastră, BBB e a doua, CCC e a treia, DDD, da, după care EE, da, n-am, pentru că trebuia arătat în continuare spre dreapta, dar l-am arătat așa. Ok. Deci începem prin a compara primul și, deci prima cu a doua, deci luăm ferestrele astea de câte 3 suprapuse și le comparăm între ele. Măsurătorile din prima fereastră sunt marcate cu A, suma lor este așa. Din a doua fereastră sunt marcate cu B, suma lor e așa. Suma măsurătorilor din a doua fereastră este mai mare decât suma din prima fereastră, așa că prima comparație este mărită. Ok. Acum, scopul tău este să numeri de câte ori suma măsurătorilor din această fereastră plimbătoare crește față de suma precedentă. Așa că, tu a trebuit să compari A cu B, B cu C, C cu D și așa mai departe, te oprești când nu mai sunt suficiente măsurători pentru a crea o sumă cu 3. În exemplu de mai sus, suma este după cum urmează. Bun, băi, hai să fac și eu, fac codul mai general un pic. Hai să-l fac un pic mai general, să vedem că aici am... ăsta o să-l comentez. Așa, o să-l copiez și day 1, ăsta a fost day 1, 1, da, trebuie să zic așa, day 1, 1 și ăsta ar fi day 1, 2. Deci citesc în primul rând datele, contorul ăsta îl iau de aici, vreau să separe așa puțin lucrurile ca să, sau să le las așa, mie că se complică. Când oare o să înceară ceva de genul ăsta și în ziua a doua? O să mai folosească codul la ceva sau nu? Nu știu. Aici. Le las separate. Întâi mă ocup și eu frumos de citirea lor. Na, uite că le citesc. Și după ce le-am citit, mă apuc să le număr. Bun, și acum ce număr? Păi număr ferestrele acestea. Bun, dacă vreau să număr pe ferestre, să fac sumele pe ferestre, atunci încep cu I de la... Hai să fac generic, n-am ce face acum. Să zic că nu știu cât e dimensiunea ferestrei. Int dim. Da, să zicem că dim. În cazul nostru, dim este 3. Dacă dim este 3, I-ul trebuie să pornească de la... Cât să zicem, la ce mă raportez? Mă raportez la partea din dreapta a ferestrei sau la partea de început a ferestrei? Mă raportez la partea din dreapta de 0, 1, 2, adică de la dim minus 1 și bineînțeles trebuie să merg atâta vreme cât e mai mic decât 2000. Mai profit de faptul că știu că am 2000 de date acolo. I plus plus. Și acum ce ar trebui să fac? Să calculez suma int, da, suma pe fereastra asta dim, care este 0. Ok. Și ar trebui să memorez și suma anterioară. Da, trebuie să memorez suma anterioară ca să pot compara cu ea. Dar deocamdată, hai să calculez suma asta. For, iau aici o altă variabilă, int de, nici nu știu, k, hai să zic k, ia valoarea 0, k mai mic decât dim, k plus plus. E pur și simplu suma plus egal V de K.
Deci am făcut suma în fereastra curentă. Și acum, dacă I este egal cu dim minus 1, păi mergi neică mai departe. Ar trebui pur și simplu să memorez aici suma anterioară. Uite, zic suma ANT, ia valoarea suma and continue. Trebuie să memorez aici și suma anterioară. Int suma anterioară. La început nici nu inițializez cu nimic pentru că mă bazez că o voi inițializa aici, la primul pas. Și apoi trec mai departe. Deci aici sunt de la pasul 2 încolo. Ce trebuie să fac de la pasul 2 încolo? Trebuie să verific dacă suma curentă este mai mare decât suma anterioară. Dacă e mai mare decât suma anterioară, atunci trebuie să măresc contorul. Q++. Fie că a fost mai mare, fie că n-a fost mai mare, suma anterioară trebuie să fie suma. Asta, suma asta este noua sumă anterioară. Și ca de obicei, nu o să stau să verific, poate că am greșit stupid de prin cod, întâi rulez, aștept să-mi spună el să plângă și după aia văd ce erori am în program. Că așa funcționez, m-am blocat. Ceva ce? Ceva ce? Este zero. What did I do? Așa îmi place, să simt emoție. Să simt emoție, să văd că nu merge, ca să fiu și eu motivat să debuguiesc acest cod. Ia, ce am făcut aici, șai? Aici, șe. What is going on? Păi da, domnule. Păi da, domnule, păi eu m-am uitat la ăstea sau ce am făcut? Am ținut eu cont de I sau n-am ținut cont de I? Păi bineînțeles că n-am făcut suma pe fereastră. Pentru că trebuia să zic aici I plus, nu, I minus K. Am zis că mă raportez la Andreea, da. I minus K, I minus K. Adică dacă sunt la i-ul ăsta, dim, o să fie dim minus 1, minus 0, așa, după aia dim minus 2 și e dim, deci minus 0, da, minus 1, minus 2, ce am făcut? Minus 1, minus 2, minus 3. Minus 1, minus 2, cu minus 3, a, e 0, da, mă, e bine, păi, bine, domnule, e bine. Na, acum merge. 1359. Nici mai verific. Ăsta e sigur răspunsul. Sigur răspunsul. 1359. Știi cum e sigur că ăsta e răspunsul? Îți vine și spune nu, ai greșit. Ba nu, n-am greșit. De ce? Asta este. Am mai luat o steluță și am terminat ziua întâi. Return to your advent calendar. A, am două steluțe frumos. Hai, mă facem și ziua a doua acum. Sau nu facem? Hai să facem și ziua 2. În speranța că ziua 2 o să ne blocheze un pic. Dive, scufundă-te. Acum trebuie să-ți dai seama cum să pilotezi această chestie. Se pare că submarinul poate primi o serie de comenzi, cum ar fi forward 1, down 2, up 3, deci merge înainte 1, coboară în jos 2, sus 3. Forward X mărește poziția orizontală cu X unități, down X scade mărește adâncimea cu X unități, up X scade adâncimea cu X unități. Note that since you're on a submarine, down and up affect your depth. Deci cum ești într-un submarin, jos și sus îți afectează adâncimea, așa că au rezultat opus față de ce te-ai aștepta. Ce zice mai? Deci down mărești. Ba, cum adică m-aș aștepta să fie altfel? Deci dacă e down, cobor, măresc, nu? Dacă e up, scad. Noi nu înțeleg, în fine. Submarinul se pare că already have a plan curs. Deci are un curs planificat, inputul puzzle-ului. You should probably figure out where it's going, for example. Deci am niște comenzi, nu? Forward 5, down 5, forward 8, up 3, down 8, up, forward 2. Bun. Poziția orizontală și adâncimea încep ambele la 0. Pașii de mai sus ar modifica asta după cum urmează. Adaugă 5 la poziția orizontală, ok, down adaugă 5 la adâncime, ok, forward, așa și. După urmarea acestor instrucțiuni, ai avea o poziție orizontală de 15 și o adâncime de 10. Și prin înmulțirea lor produce 150.
Așa, păi și de ce trebuie să le înmulțești? N-am înțeles. N-am înțeles de ce trebuie înmulțite. În fine, calculează poziția orizontală și adâncimea pe care le-ai avea după urmarea acestei curse. Ce ai obține dacă ai înmulți, dacă le-ai înmulți? A, ca să ajungă la un singur rezultat. Ok. A, deci avem comenzi, avem instrucțiuni. Măi, trebuie să facem un pic de parsing aici. Looks nice. I love it. Hai să vedem cum facem asta. Asta a fost timpul de la primul puzzle. Păi nici mă interesează. Îl șterg. Tei tu. Avem 1.000 de instrucțiuni. 1.000 de instrucțiuni. Vai de noi. 1.000 de instrucțiuni. Hai să comentez chestia asta de aici și să... Băi, ce fac eu acelea? Deci am comentat și ăsta, iau codul main, nu-l ăsta și începem ziua 2. Păi ce trece timpul? A trecut o zi. Trece timpul când te distrezi, trece timpul. Așa este. Trece timpul când te distrezi. Nu mai avem nevoie de 2000, punem 1000. Păi, voi ați văzut că eu trișez aici, nu? Nu mă uit aici câte avem. Am văzut că am 1000. Gata, ce rost are? Pun direct în vector, merg la sigur. E la sigur aici, nu iau pe licitații, chestii. Mergem la sigur, pe vrăgele, la bureli. Presupuneri. Deci avem 1000. Bă, da, totuși prea urât am scris, mă. Hai, măcar să bag și un define frumos, că nu știu, prea e urât. Prea e urât, nu-mi place. Măcar atâta. Știu că nu e frumos nici cu define-ul, dar măcar atât, să scriu și eu un cod un picuț, mai generic, că tot suntem în ziua a doua acum, nu mai suntem copii mici, chiar așa. Și ce facem aici? Deci întâi îl citesc, hai să las citirea separată. Dar ce citesc? Bă, băiatule, ce citesc? Că nu e chiar atât de simplu, că trebuie să citesc niște chestii mai multe. Dar de fapt, nu mai trebuie să citesc eu nimic. De ce citesc eu vectorul ăsta? La ce trebuie mie vectorul ăsta? Nu, că eu mă și supăr acum, n-are sens. N ăsta îl las aici ca să știu până unde merg. La ce trebuie mie să citesc vectorul ăsta? Nu trebuie la nimic. Uite, citesc aici un string. Un string, na, string. QMD. QMD, comandă, na. Și un int. Val. Cum se zic? Valoare. Da, valoare. Valoare? Păi da, nu avem noi valoare aici. Citim stringul. S, cum e? SQMD. Citim valoare. Avem o comandă, avem o valoare. Și am zis poziția orizontală și alea și adâncimea unde? Încep ambele de la 0, parcă așa zicea, nu? Hai să mai mă uit aici. Horizontal position and depth both start at 0. Ia. Deci, int horiz 0 int dept_th ia valoarea 0. Deci am început de la 0. Și acum mă apuc eu frumos și citesc. Citesc o comandă, citesc o de asta. Hai să le las aici ca să nu mai... Acum m-am bazat așa pe faptul că nu s-a cerut nicio optimizare, deci eu am boală pe optimizări. Deja nu mai, adică nu mi se mai pare atât de distractiv. Deocamdată încă e distractiv. Suntem în ziua 2, încă e distracție. Știi, deja ca la un interviu din ala fotbal, ne-am dorit victoria. Așa. Acum la fel. Tragem tare să fie bine. Așa. Deci am citit comanda, am citit valoarea și ce face mai devreme? Comanda. De ce comandă? Că mă uit decât așa, în QMD, QMD de 0, dacă este egal cu F, atunci ce facem? Horiz plus egal val. Dacă QMD de 0 este D, ce mai e? Așa, dept, dept,
Dacă CMD de 0 este, puteam spune un switch, dar nu-mi place switch-ul mie, nu știu, am boală pe switch. Horiz de minus val. Minus egal val. N-am mai făcut aici nicio analiză lexicală, nicio chestie. Presupun eu că e corect. Acum de unde să știu, să vezi ce țeapă mi-au dat ăștia, că mi-au mai fi pus instrucțiuni greșite. Așa, ochiometric, n-am instrucțiuni greșite. Deci nu trebuie să fac eu nicio analiză lexicală aici. Că direct citesc, mă uit pe prima literă, am trei comenzi diferite, fac distinția între ele pe bază de prima literă. Super. Iar în rest, partea de citire o face sine în mod automat, că e string, mă citește până la spațiu, după aia când citesc, băi, îmi citește până la spațiu, așa ar fi normal, așa face sine cu stringul, nu? Și după aia îmi pune, îmi citește 2, îmi citește ca int, direct, băi, să fac o verificare totuși, cam așa aici, un pic de mică emoție, dacă nu face ce trebuie. Băgăm aici un cout și un return, să văd că îmi citește bine primele două. Deci cout, cmd, pune un spațiu de la mine să fie, să se știe, și un val. Și atât. Da, punct și virgulă. Hai mă! Băi, dar nu i-am pus ce trebuie. Dăm la input, că au rămas tot astea vechi. Tot astea vechi. Uite, pac, 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 pac. E bine? Ce mi-am luat aici? Stai un pic, unde? Forward 5, 7. Băi, cred că e bine. Îi dăm aici un run. A citit bine prima comandă. Compilation failed due to following errors. I was not declared in this scope. Unde mă ai? Păi nu l-am definit aici. Uite-l cu alea, na. Na, poftim. A return statement with no value in function returning int. Da, măi, uite, na, returnează 0, poftim. Run. Ta-na-na-na. Forward 7, asta e prima instrucțiune? C'est bien? On est bien? No. Forward 7. Bă, dar și pa 2 citește bine? Hai să vedem noi dacă și pa 2 citește bine. Zicem, uite așa. If i egal 1, return 0. Na, run. Să le vedem pe astea două. Tu-du-du-du. Forward 7, forward 9. Perfect, le-a citit bine. Hai mă că citește, mă. Hai mă că comentăm chestia asta. Comentăm chestia asta. Și la final afișez eu cât e horizul, cât e... Dar nu mai afișez, nu mă interesează cât e. Nici nu mă interesează, băi, nu mă interesează cât face produsul lor. Pac. Run. Count. Ce am făcut aici? Count. C-A-U-T. 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 Cât mă? 180 watt? Int. Tu nu mă păcălești aici, nu-i așa? Păi într-un int, până unde pot să bag? Până la 30... Băi, cred că încape. Dacă nu, vedem după aia. Deocamdată, bag răspunsul să-mi zică el că am greșit. Na, aici, zic că am greșit și văd după aia. Uite, there's not the right answer. Asta așteptam, asta și voiam. Your answer is too low. If you're stuck, make sure you're using the full input data. Deci zice că răspunsul este prea scăzut. Dacă te-ai blocat, asigură-te că folosești întregul input. Așa, tips on the about page, you can ask for hints on the subreddit. No. Așa, să aștept un minut până încerc din nou. Eu am scris ăsta. Deci, în primul rând, să verificăm că am scris corect ce mi-a dat aici, 180 1.146.385. 186.385. Măi, o fi o problemă. Primul meu gând este următorul. Primul meu gând este că e o problemă de tipuri de date și că produsul ăsta nu-l afișează corect, oare? Nu-l afișează corect. Deci dacă am 1000 și mă readun niște chestii pe acolo, băi, nu-o fi suficient intu. Da, nu, să, nu cred că e de la asta, dar hai să vedem. Dacă pun long int și acum produsul ăsta o să-l afișeze așa, ia, tot la fel îmi afișează, deci tot 180 dept val, valul este, da, e ok că se convertește,
Deci tot același nume. Hei, să mai citesc o dată să văd dacă îmi dă ce trebuie. Unde? Return to day 2. Mă uit încă o dată la date. În primul rând, ia să verific eu pentru programelul acesta dacă îmi dă ce trebuie, că eu n-am verificat pentru datele astea. Că dacă nu îmi dă bine pentru astea, înseamnă că problema este în altă parte. Pac, pac. Și dacă rulez pentru astea, cât îmi dă? 26.000. Măi, nu prea cred că este bine ce am făcut aici. Cum să dea 26.000? Cum să dea 26.000? Deci, greșeli grave, grave. Ia unde am greșit eu grav. Unde am greșit eu grav? Add 5, a total of, așa, down, resulting, așa, for all up, decreases, ok, total of 15. Păi, perfect dacă nu merge. Păi m-aș fi și întristat să meargă. Că dacă mergea, n-aveam niciun clou. Când de 0, ceva nu am făcut bine pe aici, deci dacă este... Uite, știi ce fac? O să afișez după fiecare pas, o să fac o afișare frumoasă, o să zic așa, see out, horiz, după care afișez aici un spațiu și afișez un dptх. Și mai afișez un endline. N, cât ndl, cum se scrie, ndl, am scris bine aici? Asta, sper. I hope so. Și să vedem ce ne afișează. Ce ne afișează? Deci prima dată ar trebui să ne afișeze după prima comandă. Deci să încep de la 0. Run. Să dau asta mai sus un pic. Deci ce avem? 5 0. Băi, de ce sta atât de multe? De ce sta de multe? Păi N-ul. N-ul cât este, domnule, că nu e atât de mare. Nu este atât. Ăsta are doar 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-ul este 6. 6. Run. Ta-na-na-na. Cât a dat? 156? Greșit! Că trebuia să dea 150, parcă, nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai mă să vedem unde este greșit. Poate că aici e ce nu am înțeles eu cu up și down și nu știu ce. Deci down, depth val plus val. Ok. Up, horiz minus val. Ok. Nu e horiz. Bă, eu am scăzut horiz aici. Mamă, deci mă uitam până mâine și nu vedeam. Nu vedeam ce era sub nasul meu. Cum adică am scăzut tot din horiz? Asta era depth-ul. Ups. Ups, 150 de. Bun, păi și atunci dacă... Hai să nu mai las lungul. De fapt, hai că las odată cu long. To make sure, and then, I will... Uite așa. And then I will rerun the program with a int instead. Voi ce am făcut aici? Inputul ăsta, e bine? Na, ăsta. Na. Cât face acum? 2.036.120. Ok. Și dacă... Că am loc, măi, în intul cât e, mă? 4 octeți are? Intul ăsta de aici, în mod normal, 32 de biți, 4.332.000, ar trebui să încapă, sper că încape. Normal ar fi să încapă destul. Dacă e vorba de milioane, 2 milioane, da, nu avem probleme cu astea. 2.036.000, ok, tot atât a dat, luăm răspunsul, punem, a trecut un minut, îmi dai voie să pun răspunsul aici, submit. That's the right answer. Am mai făcut încă o steluță, partea a doua. Pe baza calculelor tale, cursa planificată, cursa, traseul planificat, nu pare să facă, să aibă sens. Găsești manualul submarinului și descoperi că procesul este, de fapt, ceva mai complicat. În plus, față de poziția orizontală și de adâncime, va trebui să... to track, cum se cheamă, să monitorizezi, să da, ceva de genul. Și o a treia valoare, aim, ținta, direcția de țintire, care de asemenea pornește de la 0.
Comenzile, de asemenea, înseamnă ceva complet diferit. Da un X, îți mărește aim-ul cu X unități. Deci mai trebuie să mă adaug ceva la programul ăsta. Stai așa. Da un X, îți mărește aim-ul cu X unități. Deci luăm aici aim-ul nostru, punem și aim. Int aim, ia valoarea 0. Deci dacă comanda este down, uite, punem aici, pe lângă faptul că mărește adâncimea, mărește și aim-ul. Aim plus egal val. Na, poftim. Up x decreases your aim by x units. Ok. Păi aici la comanda asta îi mai punem și un aim minus egal val. Și mai departe, forward x face două lucruri. Păi ăsta e mai șmecher forward-ul. Cum adică face două lucruri? Ce face? Ce face? It increases your horizontal position by x units. Păi stai puțin, deci astea nu... Down și up nu mai fac și cu depth nimic? Le lasă nemodificat? Păi atunci deci trebuie să comentez chestia asta. Ok, deci că dacă ăsta specific aici că mi mărește poziția orizontală cu x și de asemenea mărește adâncimea by your aim multiplied by x. Aha, deci ai o direcție care poate fi așa și se duce în... ok, bine. Deci mărește depth plus egal aim înmulțit cu cât? Cu val. Ok. Now what? Again, note that since you're on a submarine, down and up to the opposite of what you might expect. Down means aiming in the positive direction. Da, mă, down normal că e. Increases your... Băi, nu știu, sper că am înțeles ce vrea să spună. Now the above example does something different. Bun, îmi dă niște exemple că ce face, că ce nu face. Deci ar trebui ca după instrucțiunile astea, forward 5, down 5, forward 8. Băi, dar eu mai am instrucțiunile din data trecută. Unde mă duc și eu? Although it hasn't changed, you can still puzzle input. Păi da, dar nu mă pot duce la... A, ba da, astea sunt instrucțiunile. Exemplul ăsta. Ăsta este. Ia. Uite, ăsta e exemplu. Forward 5, down 5, forward 8, up 3, down 8, forward 2. 3, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Astea sunt. Păi hai să testez pentru astea. Să văd eu când dă bine pentru astea. Și după aia vedem pentru celelalte. Deci ce trebuie să afișez aici? Deci după asta trebuie să am 15 cu 60. Produsul trebuie să-mi dea 900. Deci dacă afișez produsul, what do you get if you multiply your final horizontal position by your final depth? Deci tot la fel, aceeași chestie trebuie să o afișez. Produsul între poziția orizontală și adâncime. Ce s-a întâmplat? Nu 1000, nu 1000, am 6 aici, domnule. 6. 900. Da, ok. Ce înseamnă că acum, dacă pun datele de mai devreme, the same data, the same puzzle input, and go back, ok, pun din nou aici 1000, 1000, și rulez. Obțin o chestie foarte... Cât? Nu cred. 1, 2, 2 miliarde. Bă, băiatule. Pe bune? 2 miliarde? Nu prea cred. Hai să vedem. Hai să ne spună că am greșit. Spune-mi că am greșit și bagă-mă în ceață că nu o să știu ce am greșit. Dar n-am greșit. That's the right answer. Kind of disappointing. Așa, cu ce facem? Ne oprim aici? Că nu avem ziua a treia. Apare peste 9 ore, mâine dimineață. Cine stă mâine dimineață să facă astea? Vedem. Poate apuc peste o zi, două, tot așa, să înregistrez zilele următoare. Abia aștept ziua în care o să mă blochez. Vreau puzzle-uri mai dificile. Bye bye. Hope you had fun.